Este o persoană pentru care prietenia și sociabilitatea ascund efectiv profunzime și setea ta de succes. Spre deosebire de alte persoane din zodia RAC, îți place să fii în centrul atenției, iar multe dintre aparițiile tale reflectă dragostea de a fi amețuitoare. Autoexprimarea este forța ta. Ai un imens potențial creativ, care, fără a se limita la talentul elocvenței, se extinde în sfera sentimentelor și ideilor. Curiozitatea incredibilă afectează tot ceea ce faci. Ești un student veșnic, rareori pierzi ocazia de a testa utilitatea unei noi metode sau idei interesante. Tu ești un fel de cronicar, colecționar de evenimente și tradiții. Te poți considera luptătoare pentru drepturile cetățeanului obișnuit. Apărând intimitatea celor mai excentrici indivizi, tu însă-ți poți fi de fapt suporterea atitudinilor și obiceiurilor conservatoare. Poți fi un cinic extraordinar. Cu toate acestea, după o examinare mai detaliată, se poate constata că cinismul tău este doar o fațadă, în spatele căreia se găsește o sensibilitate extremă. De fapt, construiește o apărare în jurul tău. Din spatele pereților groși, tu privești ce se întâmplă în jur, fără a pierde un singur episod. Contrar comentariilor inteligente care privesc situația, nu ratezi ocazia de a te concentra pe cele mai importante detalii. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: dragoste pentru familie, aderarea la tradiții, dedicarea în protejarea celor dragi, delicatețe. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală? Nu-ți place să reinventezi roata? De obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și natura ta blândă. Ești predispusă la o exprimare publică eficientă? Îți place să fii în centrul atenției, atât de puternică este seta ta de succes. Natura nu te-a lipsită de talente, ești un vorbitor minunat și generatoare de tot felul de idei creative. O trăsătură izbitoare a ta este o curiozitate irepresibilă despre faptele, evenimentele și intimitatea altora. Îți place să comentezi evenimente și uneori să ți bași din nasul oriunde nu ar trebui. Tu poți prezenta un cinism perpetu până la znobism, dar aceasta este doar o mască cu care te protejezi de emoțiile inutile. Ești extrem de sensibilă,
dar iubești excentricitatea, umorul și tu însăți ai un simț delicat al umorului. Nu ești interesată doar de oamenii ciudați, ci și de calitățile neobișnuite ale oamenilor cu adevărat normali, cu o deosebită plăcere privești orice excentricitate. Pentru tine este caracteristică o percepție filozofică sau chiar oarecum detașată a lumii. Tu pari să observi ceea ce se întâmplă și să comentezi aceste lucruri din poziția judecătorului care stă în scaun. În același timp, ai un bun simț al umorului și poți pune capăt oricărei discuții prelungite cu o replică reușită. Prietenii și cei dragi te găsesc jovială, dar, de fapt, ești extrem de serioasă. Aceste lucruri te-ar putea ofensa, deoarece ai nevoie de sprijin și înțelegere de către ceilalți, dar nu poți aplica direct pentru acesta. Poți căuta un partener ani de zile să înțeleagă și să-ți aprecieze gândirea. Deoarece natura umană este de interes deosebit pentru tine, tu nu numai că urmărești îndeaproape ceea ce fac ceilalți, ci și te lași uneori pradă sentimentelor altora. Din acest motiv, poți fi învinuită de intrusivitate și omniprezență. De fapt, păcătuiești cu acest lucru, iar curiozitatea ta și tentația irezistibilă ți-aduc nevoia de a privi pe gaura cheii. Curiozitatea ta merge atât de departe încât începi să-ți prinzi nasul în zone care sunt considerate închise de societate. Acest lucru îți poate aduce mari probleme, dacă se dovedește că nu ești doar un cronicar care consemnează, ci participantă la acțiune. Natura ta sensibilă și entuziastă te împrăștie în multe zone, dar acest lucru este de înțeles, deoarece ești în căutare constantă pentru următoarea aventură. Aproape niciodată nu obosești, nu te plictisești de ceea ce faci. Adevărat, de-a lungul anilor, ai putea deveni prea chicioasă, chiar și znoabă față de cei apropiați. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești naturală, afectuoasă, prietenoasă. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 3 iulie soarta ta? O caracteristică distinctivă a ta este o emoționalitate uimitoare, care influențează foarte mult comportamentul tău social. Te caracterizezi printr-o tendință de a șoca, adesea ca o erupție impulsivă, care nu numai că îți poate perturba echilibrul interior, dar îți oferă și probleme în comunicarea cu ceilalți. Faptul este că, din cauza acestui comportament, poți părea, așa cum am mai spus, cinică notorie pentru alții, dar este doar o fațadă care ascunde sensibilitatea ta infinită. Viața ta socială se află în permanență în plină desfășurare, ești întotdeauna în centrul evenimentelor și prezinți interes pentru toate cele mai recente tendințe. Toate acestea se datorează abilităților mentale extraordinare și vitalității enorme. Aceleași calități contribuie la stabilirea cu succes a vieții personale, care poate fi destul de prosperă. Te caracterizezi printr-o viziune filozofică a lumii, care uneori se învecinează cu detașarea. Îți place să privești tot ce se întâmplă în jurul tău, adesea intervenind de la ceea ce vezi cu comentarii care uneori seamănă cu verdictul judecătorului suprem. În același timp, pe de-o parte, poți evalua în mod subtil umorul altcuiva și, pe de altă parte, tu însăți ești capabilă să pui punct oricărei discuții cu o remarcă bună. Desigur, îți poți transforma umorul în sarcasm, iar acest lucru este asociat cu masca sub care dorești să-ți ascunzi sentimentele reale. Acest comportament poate determina pe alții să se îndrepte împotriva ta, dar acest lucru nu poate fi evitat, deoarece semnul zodiacal te forțează să te aperi în acest fel. Curiozitatea ta este foarte dezvoltată, uneori dobândind de dimensiuni fantastice. Ești gata peste tot și oriunde să cauți ceea ce este ascuns de ceilalți și ești capabilă să te duci în tot felul de aventuri și intrige de detectiv, astfel încât poți atrage anumite probleme. Aceste lucruri nu te face să te temi,
ci dimpotrivă, este incitant. De aceea ești atât de atrăgătoare pentru ceilalți. Datorită atitudinii tale unice față de lume, ești un interlocutor interesant, care are multe povești fascinante. Tot timpul, în căutarea aventurilor, îți manifeste interesul deosebit pentru mai multe ocupații și le tratezi pe fiecare ca o lecție în mod egal cu reverență și responsabilitate. Cu toate acestea, cu vârsta, începi să-i tratezi pe cei dragi prea pretențios, uneori chiar și cu cinism. Prin urmare, este foarte important să existe un partener cu tine care să te poată înțelege fără niciun cuvânt. Dragoste și compatibilitate. Ai nevoie de iubirea și fiabilitatea familiei și a casei. În relații strânse, ești iubitoare de îngrijire, înțelegătoare și un partener fiabil, dar pretențios. Cu toate acestea, intensitatea dorinței de a crea un paradis sigur poate afecta negativ pe cel iubit, care se simte blocat. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ai o inteligență ridicată, care îți permite să devii avocat, economist, să lucrezi în sectorul financiar și bancar. Poți fi cu succes un manager de cariere, un broker, un comerciant, un politician. În activitate te dezvolți pe propria ta putere și sprijini ideile revoluționare ale altor oameni. Cu toate acestea, este dificil pentru tine să combini armonios cariera și familia, te poți confrunta cu discordie internă. Poți fi un profesor excelent, te poți realiza în activități științifice. Sănătate și boli. Sensibilitatea ta trebuie să-și găsească aplicația în lucrări. Ar trebui să cauți o comunicare umană și să nu te limitezi la analiza omului. Suportul și recunoașterea prietenilor și a familiei reprezintă cea mai bună prevenire împotriva oricărei boli, în special ale psihicului. Poți uneori să suferi de depresie și să cauți izolare de oameni. Aceasta este cauza bolilor nervoase și psihosomatice caracteristice ție. Mântuirea este numai în comunicarea umană vie, în familie și cu prietenii. A te închide în tine, pentru tine este contraindicat, aceasta agravează starea ta fizică și mentală. De asemenea, trebuie să fii atentă la infecțiile gastrointestinale. Gătitul pentru cei dragi este o activitate ideală pentru tine. Drumeții, înotul, sporturile de echipă, volei de exemplu, sunt recomandate ca exerciții fizice, cu toate acestea ele trebuie să fie moderate, fără a depăși limitele interesului de amator. Soarta și norocul. Universul a hotărât să fii talentată și de succes. Ești neînfricată, independentă, ai o sensibilitate specială. Ești dotată cu abilități extrasenzoriale, cu un dar profetic. Ești capabilă să obții o poziție înaltă în societate. Popularitate. Afacerile tale financiare și de familie sunt în ordine. Sfaturi pentru tine. Ar trebui să găsești măsura curiozității tale, să o controlezi, pentru a nu încălca limitele confidențialității altor persoane. Este util să te angajezi în activități sociale și să ai un cerc larg de comunicare. Autocontrolul ar trebui să fie motoul tău. Încearcă să abordezi lumea din jurul tău cu inima deschisă. Mai bine ia parte la ceea ce se întâmplă în jurul tău decât să stai și să observi. Nu-ți fie teamă să-i lași pe ceilalți să-ți descopere trăirile interioare. Evită să-ți creezi standarde asemănătoare în ceea ce privește observația și intimitatea. Nu renunța la eforturile de a fi recunoscută. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce-ți oferă darul și-a amintit despre ziua ta de naștere,
ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.